Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru marți. Ziua lui Marte, domnul Marte se apropie cu pași repezi către conjuncția cu Saturn. Oricum deja se simte, dar na, să spunem că Marte acum este ceva mai învățat, este ceva mai structurat acolo în pești și să zicem că ne mai ajută. Uite, în dimineața zilei de marți putem să reluăm niște decizii, poate legate de casă, legate de bani, putem să reluăm niște discuții cu niște rude. Însă în a doua parte a zilei de marți, atenția e pe bani, atenția e pe lucruri materiale, pe mâncare și pe valori, de ce nu? Și uite, undeva marți seara pot exista acolo mici mari conflicte, fie în relația cu prietenii, fie pot fi mici mari tensiuni legate de viitorul nostru. Da? Uite, acum putem să avem curajul să reanalizăm puțin cam ce ne dorim de la viață. Da, cam ce ne dorim de la viață și cam unde ne situăm așa în mintea noastră peste nu știu cât timp. Și ce știe, uite undeva marți spre seară, poate e cazul să ne mai deschidem și noi în fața unor noi valori da și zic asta, uite că suntem în energia eremitului eremitul care zice despre înțelepciune. Marte acolo în pești lângă Saturn înseamnă înțelepciune, înseamnă și sacrificiu, înseamnă și altele, bineînțeles, înseamnă și izolare, înseamnă multe. Dar hai să ne axăm în primul rând pe chestia asta de înțelepciune, că de acolo pleacă tot. Dacă am înțeles ceva, după lucrurile cu siguranță vin de la sine. Da? Ei, și ziua de marți este despre asta mai izolați, mai liniștiți, mai relaxați, despre a învăța lucruri. Și uite, avem lumea, spânzuratul, împărăteasa, deci un moment în care, uite, începem să vedem altfel valorile astea. Da? Valorile astea. Uite așa vin. Deci Începem să vedem altfel ce înseamnă banul, da, ce înseamnă valoarea noastră, începem să ne dăm seama uh, Unde anume e bine să ne sacrificăm și unde nu. Pentru că ziua de marți vine și cu o închidere karmică pentru unii dintre noi, deci e un moment de elevare, un moment de aha. Așa stau lucrurile pe aici trebuie trebuie mers, deci. Uh, poate să fie o zi în care ne dăm seama că nu știu, cheltuim prea mult. Poate este o zi în care ne dăm seama că. Exagerăm dintr-un anumit punct de vedere. Și da, tot ziua de marți, din punctul meu de vedere, este bună să ne mai uh, revizuim, să ne mai reanalizăm puțin ideea asta de confort da? și să înțelegem că ce nu funcționează e spre binele nostru, e spre binele nostru. Vreau să vă întreb cum a fost eclipsa, pentru că deja, mă rog, pentru că încă se mai simte, o să se mai simtă mult timp, pentru că e foarte puternică, da? Chiar a fost o eclipsă foarte puternică, sau, mă rog, este, depinde când vedeți voi filmarea, că la noi în România o să fie luni seara la 21 și 21 de minute. Dar, na, bineînțeles că efectele se simt și înainte și după, mai ales ta ce putere are. Vreau să vă întreb cum a fost eclipsa, pentru că la mine chiar s-au dat multe planuri peste cap și pe aprilie și pe anul ăsta și acum nu știu cum cotro să o iau. Da? Într-un sens bun, da, eclipsa asta, vă ziceam, o să fiți atenți pe sănătate, da, mi-a readus în atenție o veche problemă de sănătate de care chiar uitasem și de care, nu știu, eu ziceam, gata, mi-am învățat lecția, știu unde să nu mai fac excesul, unde să nu mai fac da și uite că m-a luat așa prin învăluire, dar sunt ok, da, sunt sub niște pastiluțe, sunt puternice, dar e ok, da, e ok, am înviat ca să zic așa, da, probabil din acest motiv vor apărea puțin mai. Uh... Eu, greu filmările, pentru că în weekend nu am reușit să mai eu, filmez na, din motive de sănătate, dar cred că v-ați obișnuit că, de regulă, oamenii care sunt mai sensibili din fire și cred că asta o simțiți și voi mulți. Deci când sunt aspecte din astea mari pe cer și puternice, uh, primul lucru somatizăm, da, asta e viața, Ce să facem? Avem și porți bune și porți mai puțin bune, dar partea bună e că e intuiția și că vedem lucruri. Partea mai puțin plăcută e că na, sensibilitatea asta exagerată e cam complicat cu ea prin lumea fizică, așa că na, trebuie să ne obișnuim că nu suntem pe norișori. Da. Bun. A, cam atât, în mare parte. Asta, da, ca să, ca să știți de ce poate o să vorbesc mai rar sau știu eu, apar puțin mai dificil, mai, mai greu filmările, pentru că, na, a, momentan mă concentrez și eu cum pot. Da, dar nu puteam să vă las fără, fără previziuni, că nu, nu m-a lăsat inima. Bun, hai să vedem așa dar ce se întâmplă cu fiecare zodie în parte, așa că te invit să vezi și de la zodie și de la ascendent, vezi și ce fac persoanele cele mai dragi ție. și acestea fiind spuse, hai să începem. Zodia Berbec. Pentru Berbec este o zi de marți bună. primul rând, Berbecul de dimineață are niște idei geniale, poate reia legătura cu niște rude, poate Uh, se gândește să recitească un articol, o carte, poate se gândește să preia o activitate. Însă în a doua parte a zilei de marți, berbecul este foarte prins pe bani, pe valori, pe mâncare. Poate primești bani, dai bani la rândul tău, primești reduceri, vezi că e o zi bună de reduceri. Deci dacă vrei să-ți cumperi ceva, cu siguranță prins tu acolo o reducere, se întâmplă ceva frumos. Și tot pentru berbec, în a doua parte a zilei de marți, uite că uh, pot apărea mici inconveniente, da? În relația cu prietenii, da? Nu știu, să zic că tu ai o valoare, celălalt are alte valori, da? Și atunci, da, trebuie să vă echilibrați puțin povestea, dar, pe de altă parte, berbecul, nu știu, e prins pe cumpărături din astea online și e posibil să te miști mai greu, e posibil să mai blochezi vreo aplicație, deci pot fi și astfel de lucruri, însă eu totuși ți-aș recomanda și o mai mare atenție pe partea asta de uh, bani și de zona de online, că Na, nu tot ceea ce strălucește este din, din aur. Da? Hai să vedem, dragi bărbești, ce faceți voi. Da? Vezi niște discuții cu un prieten, ați dat bani împrumut sau voi ați, sau voi ați fost împrumutați de cineva. Deci pot fi și astfel de discuții. Asul de cupe, regele de monede, o legătură cu o zodie de pământ. Taur, Fecioară, Capricorn. Dar pentru bărbați este o zi în care apare o veste bună, o veste de liniște privind planul financiar. De asemenea, văd aici o nouă persoană care poate apărea în anturajul tău și care îți poate da o veste minunată. Este o veste care ține și de un drum. Apoi avem patru de bâte, multă bucurie. Patru de bâte înseamnă și o petrecere la care mergi sau o zi de sărbătoare. Poate să însemne și o atmosferă bună la muncă sau o atmosferă bună în general. Iar ultima carte pentru berbec, 8 de monede, deci ești prins și pe muncă, lucrezi la ceva, dar cumva pe cont propriu, pregătești ceva, lucrezi tu la ceva aici. Na unii bărbești eu poate își dau seama că e cazul să mai dea și un pas în spate, așa cum am mai zis zodia taur pentru taur, prima parte a zilei de marți. Te găsești acolo cu niște amintiri, da, care vin și bat la ușă, poate legate de bani, legate de iubire, legate de copii, pot fi și niște discuții acolo interesante sau un vis aparte pe care îl ai. În a doua parte a zilei de marți, Taurul își recapătă energia, este mult mai sigur pe el și uite, o să ai o dorință foarte mare de a te afirma în a doua parte a zilei de marți. O să ai o dorință foarte mare de a dori să spui lucrurilor pe nume. Poate și eu, unii tauri aveți și mici mari tensiuni acolo în relația cu șefii sau în relația cu persoanele cu autoritatea asupra voastră. Adică ce înseamnă asta? Înseamnă relația cu șefii, relația cu instituțiile statului, relația cu partenerul de viață, cu părinții, oamenii aia, nu știu, pe care tu îi, îi respecti, ca să zic așa. Da? Însă aș merge și pe ideea că taurul trece printr-o perioadă în care uh, se șochează și pe sine. Da? E o perioadă ciudată. Hai să vedem, dragi tauri, ce faceți voi. Ah, moartea 8 de monede, o schimbare la muncă. O zi în care taurul vrea să-și schimbe modul de a acționa. Poate nu știu, te gândești să mergi pe cont propriu, dintr-un anumit punct de vedere. Un drum pe care îl faci pentru ceva importanție. Apoi avem aici marele preot, e cartea ta, deci taurul dă dovadă de înțelepciune, de bunătate, taurul dă dovadă de uh, principii, de etică, de morală și poate să fie și o zi în care înveți lucruri importante sau o zi în care, din contra, îi înveți pe ceilalți, îi ghidezi. Chiavul o legătură cu un capricorn, deci poate să fie și o zi în care taurul trebuie să învețe niște limite și poate să fie și o zi în care îți dorești foarte mult controlul asupra unei situații. Acum nu e nimic rău în asta, doar că văd aici o veste bună pentru tauri legată de bani în ziua de luni, de luni, de, de marți. Poate ai primit vreo veste bună luni și abia marți se concretizează lucrurile, nu știu, dar eu văd ceva benefic, nu știu, parcă îți găsești o pasiune. Zodia Gemeni. Pentru Gemeni, în prima parte a zilei de marți, reiei acolo o discuție în legătură cu niște bani sau trebuie să-ți vină un pachet, să rătăcește ceva pe drum. Dar tot în prima parte a zilei de marți, gemenii mai reanalizează puțin niște, niște idei. Da, uite, poate intri în contact cu niște persoane de prin trecut, niște rude, niște persoane draștie, da? Și în a doua parte a zilei de marți, gemenii trec într-o perioadă în care, nu știu, odihna e sfântă și poate ar fi bine să vă relaxați mai mult, să vă odihniți, să vă liniștiți. Și undeva, bineînțeles, marți seara poate să pară o veste surprinzătoare legată de muncă sau legată de sănătate sau legată de planul spiritual. Este o perioadă în care gemenii cu adevărat sunt foarte mult surprinși de evenimentele care se petrec și aici vă înțeleg perfect că și eu tot ascendem pe gemeni, am și în ultima vreme am zis că e Dumnezeu cu mila, că am înțeles că n-a controlul, nu mai e la mine. Cam așa și la voi. Uite, poate să fie un moment în care acum ai curajul să înveți ceva, ai curajul să faci ceva pentru sufletul tău. Da? Unii poate mai aflați și un secret, da, au găsiți o soluție genială, dar e o soluție diferită, la care nici nu v-ați gândit vreodată. Poate să fie și asta. Hai să vedem, dragi gemeni, ce faceți voi. Ce zice și tarotul? 10 de spade judecata. Deci e o veste pe care o aștept de mult timp aici și care ține de un sfârșit, de ceva care se închide. Da? Poate e ceva legat de un suflet pereche, poate este vorba despre o situație veche care acum în sfârșit se, se închide. 9 de spade. Te văd puțin stresat, nu știu, parcă ai o ședință, o adunare de oameni. E un oarecare stres aici pe care l ai. Iar ultima carte, faetonul. Deci, până la urmă, e cu succes, e cu victorie. Faetonul înseamnă o veste bună. Unii parcă mergeți la război, altora nu știu, vi se pune vreo responsabilitate din asta în spate și ziceți, ai, iau frele și merg tot înainte, da? Mă urc la volan și aia conduc, da? E o veste bună pe care o primești e posibil, da, inițial să ți se pare ciudată, doar că unii gen mai posibil să aflați și niște lucruri total nebunești în ziua de marți. Poate sunt chestiuni legate și de un șef sau de o persoană cu autoritate asupra voastră. Poate sunt chestii legate și de partenerul vostru. Zodia RAC. Pentru RAC, prima parte a zilei de marți vine cu niște discuții acolo care se reiau, fie la muncă, fie sunt discuții legate de acte, de drumuri, poate să fie și o zi de marți în care rei o discuție cu șeful, cu partenerul, cu tatăl, în a doua, în a doua parte a zilei de marți, racul are chef de relaxare, racul are chef să iasă în lume, să se bucure, are chef să uh, iasă cu prietenii sau poate ai vreo ședință, ai o adunare acolo mare de oameni undeva marți seara este ceva ce nu-ți convine, ceva ce nu-ți place, poate. Unii raci vreți să faceți niște achiziții din astea online, și aici tot vă bat eu la cap pe toți: că trebuie să fiți puțin atenți, că nu tot ceea ce strălucește e din aur, și partea de înșelătorie, să zic așa, s-a mutat și în zona online. Asta eu tot trag un semnal de alarmă de mult timp. Cam așa și la voi. Uh, pentru alți raci poate să fie o seară de marți pasională, vi se pune pata pe cineva, aveți un flirt, o discuție, da? nu-i ceva liniștit, dar e ceva interesant. Da? Poate chiar planurile de viitor să mai pot schimba, mai pot merge în niște direcții ciudate. Hai să vedem pentru rac. Echilibrul uh, regele de monede, o legătură cu zodia săgetător, zodia taur, fecioară, capricorn. E ca și cum negociezi aici niște bani în această zi, dar poate să fie și un moment în care racul se gândește să-și facă dreptate. Parcă vrei să te împaci cu cineva, să reiei legătura cu o persoană. Apoi avem 8 de monede, deci lucrezi la ceva foarte amănunțit. 8 de monede poate să însemne și un moment aici în care vrei să lucrezi la ceva pe cont propriu, poate ești atent la detalii. Unii e ca și cum cereți un sfat de la cineva, dar apoi vă întoarceți la ce aveți voi de făcut. 5 de cupe, ceva nu vă place aici, ceva nu vă convine, parcă aveți niște regrete, însă părerea mea e să lăsați regretele în urmă și să vă adaptați da, noi realități, că asta e viața. Da, aflați voi aici niște secrete, aflați niște vești, poate e cineva de pe la muncă, nu știu, care are o problemă și atunci, na. Da. Zodia Leu. Pentru Leu este o zi de marți tare interesantă. Uite, marți dimineață ei uh, o discuție sau, în general, reiei legătura cu o persoană din străinătate. Și tot marzi dimineață leul poate reanaliza puțin o situație financiară, parcă e ca și cum îți reanalizezi acolo, poate și bugetul, știu eu, în legătură cu viitorul tău, da, încep să spui bă, mă duc în călătorie aia sau nu mă duc, mi-ajung banii sau nu mi-ajung și așa mai departe. Iar în a doua parte a zilei de marți, leul e foarte mult concentrat pe carieră, pe reputație, intră în contact cu persoane importante, și în evidență și indiferent ce se întâmplă, tu ieși bine din poveste. Însă, în a doua parte a zilei de marți, bineînțeles că leul poate avea nici mari conflicte, nici mari tensiuni în relația cu partenerii, în relația cu oamenii din jur, poate în relația cu partenerul, deci acolo cumva ar trebui o mai mare atenție pentru, pentru leu. Da, nu știam ce se aude. Motanul a primit cadou, a primit, i-am luat. Ce să fac? vineri un tunel din ăsta mare pentru pisici, mai mare decât tunelul pisicii. I-am luat și lui că avea numai pisica. S-au bătut bine, acum a stăpânire pe el, dar trebuie să mai iau unul. Că... Da. Nu știu de ce am simțit să vă zic asta, poate așa și la voi, nu știu, trebuie să împărțiți un teritoriu cu cineva. 8 de cupe, împăratul, o legătură cu Zodia Berbec, dar și o decizia cuiva de a lăsa ceva în urmă, da? ca și cum se lasă în urmă o poveste de iubire, se lasă în urmă ceva ce nu mai funcționa, iar împăratul aici e foarte hotărât. Deci o hotărâre mare pentru Leu. 6 de bâte, o victorie pentru tine astăzi, o zi extraordinar de bună. Reușești să te afirmi, reușești să faci tot ceea ce îți propui. Iar ultima carte, 10 de monede, o veste bună în casă, în familie, poate să fie o veste bună legată de un grup de oameni foarte drag ție. poate ai o ședință, te vezi cu prietenii, deci poate să fie o zi foarte bună pentru leu. Da? E ceva acolo care ți se pare ce e ciudat legat de o femeie, dar trecem peste. Zodia Fecioară. Pentru Fecioară, prima parte a zilei de marți e mai aglomerată, adică ai mai multe lucruri de făcut. Da? Poate știu eu, reiei legătura cu un șef, reiei legătura cu niște persoane importante, unii poate vă reanalizați puțin planurile de viitor. Chiar în prima parte a zilei puteți să luați niște hotărâri așa voi cu voi, pentru că na, cu siguranță eclipsa asta a fost destul de puternică pentru voi și cu siguranță da, o să, o să și mai fie. În a doua parte a zilei de marți, Fecioara deja simte o ușurare, da și atenția deja e pe zona străinătății, spiritualității, atenția e pe uh, drumuri lungi, atenția e pe acte, pe studiu și uite acolo undeva marțara, Fecioara mai învață ceva și pot fi și niște vești ciudate, în sensul că teoria din minte cam nu e aceeași cu practica, cumva Pluto acolo vă zice să Lucrați într-un alt mod, da, nu vă zice să stați pe pauză, doar că na, trebuie să vă adaptați cumva, nu știu, ori vă schimbați jobul, ori se mai schimbă legea, se mai schimbă regula, trebuie să fiți mereu puși la punct, asta e viața, da, și pe nu plac chestiile astea, dar na, asta este, da, asta este. Și este o zi de marți pentru, pentru fecioară destul de bună, aș zice eu, pentru, pentru studii, da? Poate apare o veste legată de un viitor legată de niște acte, poate e ceva legat și de zona sănătății. Acum, cum să zic eu că multe chestii pleacă și de aici, da, adică dacă noi suntem bine noi cu noi, mai ușor trecem peste ceva. 2 de monede, 5 de monede, deci aici afăcioara e prinsă pe niște cheltuieli, nu știu, ai făcut în un promot, acum trebuie să dai înapoi banii. Alții, nu știu, luați bani dintr-o parte, îi dați în cealaltă, încercați să fiți puțin atenți pe alimentație și pe bani în perioada asta. E un blocaj undeva, e adevărat, dar blocajul ăsta ține de o schimbare, adică până nu încep să vezi realitatea diferit, nu o să se întâmple lucrurile diferit. Asta e fără dar și poate, da? Fără dar și poate, aici uh, nu fac probleme. Apoi avem patru de cupe. E o senzație așa de plictiseală, deci nu neapărat se întâmple ceva wow. Poate este una din acele zile în care zici băi n-am chef, azi n-am chef, azi vreau să stau, să visez cu ochii deschiși, să le nevesc. O mai mare atenție pe partea asta de distracție, aș vrea să aveți, da? dar și pe partea de sănătate. Apoi avem trei de băte, trei de băte care înseamnă o primă victorie, un drum scurt. Trei de băte aici poate să însemne și... Uh, o primă de blocare, da? cumva mai faci un pas în față, se mai rezolvă câte ceva. Și e ceva legat de un drum. Aici ce nu-ți place ție, ține de dragoste sau ține de o persoană dragă sufletului tău. Zodia balanță. Pentru balanță, prima parte a zilei de marți, reluați o discuție. Da? și, nu știu, reluați o discuție privind o problemă care a fost amânată, privind ceva din trecut, privind niște acte, se reiau o discuție de care în șupate ți era teamă, da? îți revin oameni din trecut sau te, tre sau te lovești de lucruri da? pe care ai încercat să le mai rezolvi, dar nu stau au legat, da? nu s-au legat. Se reiau o discuție acolo, uite, marți dimineață cu partenerul, niște discuții poate legate de acte, de un proces, de o colaborare, fiecare cu ce poate. Iar în a doua parte a zilei de marți, pentru balanță, e o perioadă ceva mai aglomerată în care aveți foarte multe lucruri de făcut. Asta timp de câteva zile. Uite, în a doua parte a zilei de marți pot apărea cheltuieli sau nu neapărat acum că pierzi bani din buzunar. Nu știu, te duci să cumperi ceva sau investești mai multe energie. Este și o perioadă așa în care ți se mai apasă butoane, dar asta nu e un capăt de lume, ca undeva marți seara, uite, fie este un moment pasional în relația cu partenerul, da, sau ți se pune pata ție pe cineva, fie e un moment de certuri sau de discuții în contradictoriu. Acum, na, trebuie să abordați și voi diferit uh, tema asta, uh, tema copiilor, tema investițiilor, tema banilor, tema iubirii, adică, na, cam acolo trebuie, trebuie schimbări făcute. În rest, E o zi de marți interesantă pentru balanță. Ideea e că nu vă plictisiți. Deci dacă în prima parte a zilei trecutul bate la ușă, în a doua parte a zilei sunteți puși și pe fapte pentru a rezolva situația. Da? Să zic că nu știu, ți-a venit o factură și tu n-ai văzut-o la timp și acum îți vine și cu ceva în plus. Da? Și te enervezi, dai bani și ai scăpat liniștit. Da? Asta, mă rog, un scenariu. Da? Deci nu vă imaginați acum că sunt lucruri apocaliptice că nu-i vorba de asta. Sau nu știu, ce a zis copilul, bă, vreau să-mi cumperi chestia aia. Și tu ai uitat, da, te-ai luat cu munca, te-ai luat cu... ai uitat, da? Sau n-ai avut bani atunci. E, uite, acum ești luat de mânecă și te duci să cumperi, da? Hai să vedem, dragi balanțe, ce faceți voi. Uite, asul de cupe, deci nu-i nu, -i, nu -i de rău. Nu-i de rău, judecata și cu asul de cupe. Ei, aici te răvezi cu o persoană dragă ție, faci o ofertă, să o primești o ofertă, e o veste de pace, de liniște, doar că balanța e cam stresată aici în legătură cu un drum și în legătură cu o revedere. 5 de cupe, niște regretă pe care le ai, e ca și cum te uiți aici spre partea goală a paharului, tot balanța se concentrează pe ceva din trecut, adică eu ți-aș recomanda să lași trecutul în urmă, chiar dacă el bate la ușă, bate la ușă, vezi unde ai greșit, ai învățat, ai reparat și gata. Da, nu, nu se mai repetă ultima carte, 8 de monede, da, trebuie să repar ceva astăzi sau ești prins pe muncă, lucrezi la ceva singur, repar ceva în casă, mai e de lucru la muncă și trebuie să stai peste program. Deci pot fi tot felul de, de situații, însă e ceva ce nu vă place privind o problemă de sănătate, privind o persoană dragă vouă, unii poate vă revedeți cu cineva care nu știu, plânge, e supărat, are probleme. Zodia Scorpion. Pentru Scorpion, în prima parte a zilei de marți, se reia acolo o discuție la muncă pentru tine, sub chestiuni legate de acte, legate de o mărire de salariu, legate de o demisie, legate de niște schimbări, legate de viitorul tău, adică probabil Eclipsa ți-a activat acolo niște butoane destul de bune, zic eu. În a doua parte a zilei de marți, Scorpionul e foarte prins pe relațiile cu ceilalți, da? relația cu clienții, relația cu oamenii, relația cu partenerul, în general vorbind ca una a doua parte a zilei de marți, scorpionul să intre acolo în niște ce ar discuții în contradictoriu, tensiuni, nu știu cum să le zic, care, da, pot ține și de acte pentru casă, Dacă nu știu, trebuie să cumpere o casă, un teren, trebuie să iei o autorizație, alții poate aveți probleme în casă, în familie, că e posibil și asta, nu zic nu, da? Deci pot fi astfel de, de lucruri, nu neapărat negative, dar na, se întâmplă. Să vedem, dragi scorpion. Hai că Marte al vostru e în conjuncție cu Saturn, deci că ar trebui să fiți mai înțelepți și să înțelegeți să renunțați la anumite lucruri care nu mai merg, nu mai funcționează. Patru de bâte judecata aici o bucurie, nu știu, te revezi cu niște oameni, dragi ție. Aștepți un răspuns de mult timp, uite, e ceva legat de un împărat, un șef, nu știu, unii poate avansați la muncă, dar cereți acolo ceva, o mărire de salariu, o avansare și vi se dă. Un eveniment mare, te revezi cu cineva, primești niște vești bune. Asul de cupe înseamnă un nou început, înseamnă o veste bună, de liniște, de pace, este o veste absolut fantastică pentru tine. Iar ultima carte pentru Scorpion este 8 de monede, deci lucrezi la ceva anume, da? Lucrezi la ceva anume. Vrei să repar ceva și tu. O veste bună, nebunul Na, unii e posibil chiar să vă apucați, nu știu, să lucrați la sfârșitul unui proiect, adică să puneți acolo toată energia cumva să lucrați, să finalizați un proiect, să rezolvați ceva anume. Zodia Săgetător. Pentru tine, prima parte a zilei de marți vine cu o discuție care se reia cu un copil, cu persoana iubită. Niște discuții legate de oficializarea relației, sunt discuții legate de niște acte pentru un copil, sunt discuții legate și de o colaborare, poate pentru unii se reiau acolo niște lucruri. Iar în a doua parte a zilei de marți, săgetătorul este foarte prins pe muncă, pe sănătate, pe rutină zilnică și uite acolo pot apărea, să zic așa, nici mari discuții în contradictoriu. Lucruri pe care trebuie să le mai înveți, lucruri pe care trebuie să le mai schimbi, poate apare și o veste din partea unei rude, din partea unui vecin care poate să dă peste cap programul. Da? Nu e neapărat ceva negativ, doar că na, săgetătorul este și într-o perioadă cu Pluto acolo în care trebuie să mai lese în spate anumite idei din astea pe care le aveai tu de prin copilărie, de prin nu știu când. Da? Deci poate să fie și așa ceva, și ce să vă zic, este o zi de marți bună pentru voi, da, chiar este o zi de marți bună, oricum voi sunteți într-o perioadă în care uh, sunteți mult mai dezinvolti, sunteți mult mai energici, sunteți mult mai uh, autentici, ca să zic așa, deci uh, oricum nu fac probleme că nu sunteți deschiși. Da, hai să vedem pentru, pentru săgetător, da, ce trebuie să știți voi. Aoleo regina de monede, spânzuratul, o legătură cu zodia pești, taur, fecioară, capricorn. Să zi în care nu știu vă simțiți bine, da? o zi în care nu știu săgetătorul începe să vadă cu alți ochi zona aceasta materială, zona aceasta financiară, săgetătorul începe să vadă cu alți ochi zona aceasta de bani, de stabilitate materială. Sau poate ai de dat niște bani undeva. Arcana majoră diavolul, deci aici poți avea și o legătură cu un capricorn, așa cum am mai zis, dar poate să fie și un moment în care te focusezi foarte mult pe partea materială a vieții, pe partea asta de manipulare, pe partea asta de um, a deține controlul, da? Poate vă îndrăgostiți de cineva prin jurul vostru, e posibil și asta. Cavalerul de cupe, o veste bună care apare, da? O persoană iubită care vine în viața ta, tu te duci undeva, faci o invitație unei persoane sau uh, intri în contact cu o persoană foarte dragă inimii tale de undeva din apropierea ta. Da? Da, poate unii începe să vă dați seama de toxicitatea unei situații și acum poate găsiți soluția. Zodia Capricorn. Prima parte a zilei de marți e pentru Capricorn despre trecut, adică pentru voi trecutul bate la ușa așa cu pumnii, dar nu ușor ca pentru alte zodii. Este vorba despre niște acte, despre o problemă de sănătate a cuiva, despre niște rude care vin în vizită, despre niște personaje acolo care apar în viața voastră. E, acolo na, Capricornul trebuie să fie tare. Da? Iar în a doua parte a zilei de marți, atenția e pe relaxare, pe iubire, pe copii, pe a te simți bine. Deci a doua parte a zilei de marți e absolut superbă. Însă vezi tu, tot undeva marți seara Capricornul poate avea tentația pe, pe cumpărături. Și acum eu n-am nimic împotrivă, fiecare știe bugetul, doar că na, posibil să mergi la cumpărături și dacă altă dată te uitai după uh, un anumit tip de rochie, de sacou, știu eu, e, uite, acum te uiți după altceva și e posibil să rămâi mirat. Pe de altă parte, pentru alți capricorni pot apărea mici mari conflicte în relația cu partenerul de viață, în relația cu un copil sau cu persoana iubită, fiecare cu ce are, doar că vedeți voi cam totul pleacă de la bani. Da? Pentru că voi sunteți într-o perioadă în care vă mai schimbați valorile, da? dacă până acum să zic că nu știu, conta mult ca partenerul să, nu știu, să fie Dependent de tine financiar sau cumva să aveți o anumită viziune asupra banilor, dar uite, acum se cam schimbă lucrurile și ești puțin trezit la realitate, da, deci cam așa și aici, alții nu știu. Primiți o veste de la un copil de la cineva, e o veste ciudată care vă dă peste cap, da. hai să vedem dragi capricorni ce faceți voi. 6 de monede. 5 de cupe. Interesant, deci sunteți prinși aici pe trecut, dar cineva are să vă dea niște bani. Sau sunt niște discuții aici legate de aprecierea pe care cineva ți-o oferă timpul pe care ți-l oferă. Unii și cum ziceți bă îmi pare rău că am stat aici și am pierdut timpul că i-am dat bani că n-am primit bani. Lăsați trecutul ăsta în urmă, da, lăsați trecutul în urmă ce a fost a fost prezentul e important. Uh, regele de spade, ok. Regele de spade vine aici și uh, te ajută să-ți clarifici povestea. Poți avea o legătură și cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător, dar putem să discutăm și despre o persoană rece, detașată, sigură pe ea. Este o persoană care își face planuri, își face strategii. Unii poate aveți legătură și cu o instituție publică, o persoană cu uniformă. Ultima carte, Pajul de spade, deci multă curiozitate pentru tine în această zi. Cineva ți atrage atenția, poate cineva e curios în legătură cu tine, că e posibil și asta, nu zic, nu? Are legătură cu niște bani, cu starea de bine. Deci cumva eu cred că e o perioadă în care domnii capricorni sunt treziți la realitate, ar zice eu. Da? Sunt treziți la realitate. Cineva o face pe detectivul. <laughs> Zodia vărsător. Uh, dragi vărsători, pentru voi, uite, în prima parte a zilei de marți, reluați o discuție da? cu niște vecini, cu niște rude, cu un copil, cu o persoană dragă vouă. Mai aflați niște vești acolo interesante. Uh, unii poate reluați o negociere privind o bancă, o sumă de bani, posibil și asta, privind o colaborare. Doar că vedeți voi, repet, fiind ziua lui Marte, Marte, prin conjuncție cu Saturn al vostru. Vărsătorul începe să-și dea seama ce e valoros și ce nu în lumea asta, da și vărsătorul începe să-și dea seama de. Valoarea oamenilor din jur, da. În a doua parte a zilei de marți, vărsătorul se concentrează mult pe casă, pe familie, pe viață privată, pe trecut. Da? Deci acolo e atenția ta și bineînțeles că undeva marți seara vărsătorul reacționează. Da? Vărsătorul poate să intre în mici mari tensiuni, acolo conflicte, în relația cu persoana iubită, în relația cu cineva din casă, din familie. Adică este și o perioadă în care vărsătorul trece prin schimbări mari. Da? Pot apărea vești care mai de care mai ciudat. Poate are legătură cu o problemă, cu iva din jurul tău. Hai să vedem, dragi vărsători, ce faceți Temperanța regina de cupe, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești, o legătură cu un săgetător. Dar ce văd eu clar e aici, este o zi bună de vindecare pentru vărsător. Și vedeți voi, vindecarea asta nu vine, mă nu mă refer doar la vindecare din punct de vedere medical, poate să o vindecare din punct de vedere emoțional, atenție. Da? negociați ceva, e, uite, e o nedreptate, ești legată de bani, legată de sufletul vostru. Așa cum vă ziceam, deci treceți printr-o perioadă în care na, cam trebuie să conștientizați ce e valoros și ce nu prin viața voastră. Roata destinului, care vine cu un sfârșit, dar și cu un nou început, dar vezi o roata asta a destinului zice că dacă ești concentrat pe lucruri pozitive, da, etică, morală, principii, ești pe lucruri bune, e ok, da? te ridică, dacă nu, te coboară. Da? Și o perioadă în care simt că vărsătorul își străpește așa pur și simplu, își uh, calcă, str își strivește anumite vicii sau anumite lucruri negative. Și asta e absolut fantastic, da? Absolut fantastic. Judecata, ultima carte, deci din nou arcană majoră. Cu siguranță vărsătorul simte foarte intens asta de marți. Judecata aici vine cu o întâlnire, cu o persoană dragăție, o discuție care are loc, o hotărâre importantă. Poate împreună cu partenerul, nu știu, hotărări să pleci, hotărări să te muți, hotărări să mergeți undeva sau Face o hotărâre în general în casă sau fiecare unde apucă. Uite, eu o veste legată de un copil și de un sfârșit pentru universători. Da, acum să găsesc și Zodia Pești. Când pot să-mi dau seama că eu știu că era aici. Nu o găsesc. Au fost și pisicile pe aici, nu știu, o să iau și eu o piatră în loc de zodia pești și o să cer scuze, zodia pești, cer scuze, dragi pești, am pierdut cartonașul, v-am zis că și mă simt bine. Pisicile s-au mai alergat pe aici, deci posibil să fie ele de vină, da. Ah, hai să vedem ce faceți voi. Hai, înseamnă că e o zi specială pentru pești, acum da, Marte e în conjuncție cu Saturn în semnul vostru, deci uh, cu siguranță o simțiți intens într pești în prima parte a zilei se reiau o discuție legată de bani. Da? Reiau o discuție poate legată de un partener, legată de clienții tăi, o să reia o discuție poate cu rudele în casă, o familie, știu eu, dar totul pleacă de la bani acolo, da? de la investiții, de la valoarea pe care o aveți. Ia uite că am găsit cartonașul, gata. Deci am dat vina pe pisici degeaba, am certat pisicile. Dar ia ascultați voi dacă tot, o să zic că celelalte zodii că am ceva cu voi și vă, și vă favorizez. Chiar nu vă favorizez, eu n-am nimic pe, pe pești în astrogramă ca să ziceți că așa. Am pești în jurul meu, iubesc, sunt fantastici, dar nu vă favorizez de asta, da, să ne înțelegem. Ia ascultați, voi vedeți că este celălalt canal al meu de YouTube, Cristina Zurba, Star Starot și acolo am mai făcut filmări cu piatra roșie. Cred că ultima e cu două variante de răspuns și cu piatra roșie. Poate și niște, aveți pe acolo informații, nu știu. Dar revenind, în a doua parte a zilei de marți, peștii se concentrează pe drumuri, pe discuții, te vezi cu rudele, mai faci un drum scurt. Și uite acolo, nu știu, fie mai afli un secret, fie primești o veste destul de fulger, da, este o veste care te surprinde, nu e aparat o veste rea, să ne înțelegem, da, dar este o veste acolo destul de ciudată, aș zice eu, poate unii mai aflați un adevăr, poate unii acum aveți ocazie și vă învingeți o teamă, deci se întâmplă lucruri pentru, pentru pești, da? Hai să vedem, pentru pești, ce zice și tarotul? sunteți special voi în ziua asta de marți. Ia uite, diavolul, șase de bâte, deci e o victorie, e o bucurie. Diavolul zice despre o legătură cu un capricorn, deci poate e ceva important, e ceva legat de o instituție publică sau poate e ceva legat de bani, de un șef, de un conducător. Pește ei se simt victorioși, dar cumva, nu știu, parcă aveți ceva de controlat, aveți ceva în subordine sau este o victorie, dar pe care cumva trebuie să vedeți ce faceți cu ea, că avem și puterea, uite, o legătură cu Zodia Leu. Deci, poate să fie o zi cu putere pentru pești, o zi în care câștigi, dar trebuie să și lupți sau poate să fie și o zi cu multă pasiune. Da? Vezi că în ziua de marți pentru tine se pot petrece evenimente simbolice da? pentru acest an 2024. Deci e ceva simbolic, nu ți imagina că se întâmplă nu știu ce chestie. Deși orice e posibil, cum ți-am zis, cu eclipsa aia totală de soare pe casa a doua, cu conjuncția aia, Marte, Saturn în zodia ta. Șapte de băte. Peștii au foarte mult curaj, se luptă și cred cu tărie în, în, sufletul lor. Dau exemplu celorlalți, sunt lideri născuți în ziua de marți și zic eu că sunteți foarte mult ajutați. Vedeți că în conjuncția aia Marte-Saturn vă face să acționați într-un mod matur și înțelept. Da? Bine, aduce și Lucruri mai puțin plăcute, dar eu vreau să ne concentrăm pe cei frumos, da, că în primul rând va duce înțelepciune și dacă va duce înțelepciune, indiferent ce se întâmplă, tratați ca atare și cu maturitate și cu asumare și atunci treceți mai ușor peste. Dacă vă zic aici doar de probleme și de lucruri negative, o să vă concentrați pe alea, dar eu nu vreau asta, da, este o conjuncție foarte puternică, e adevărat, da, ea se produce la ceva timp, dar acum ce să facem, e zodia voastră și e zodia sacrificiului, deci asta e viață. Bun, dragilor, acestea au fost uh, previziunile pentru ziua de marți. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile. Sper că a fost ok și că am putut să vă transmit într-un mod cât mai ok da, aceste informații. V-am explicat că încă nu mă simt bine. Oricum față de cum eram weekend sunt fresh acum, dar încă sunt, <laughs> uh, încă sunt obosită că m-a terminat efectiv perioada asta. Dar o să fie bine o să fie bine, nu fac probleme, doar atât trebuie să fim noi deschiși în fața schimbărilor, că repet, la cei pe cer cam nu prea mai suntem întrebați, cam uh, se întâmplă lucruri și atât. Vă îmbrățișez cu drag, vă iubesc și vă doresc o zi de marți cât mai frumoasă.